inteligenți Google Glass, un gadget de ultima generație care poate fi activat prin comanda vocală, acționând ca un mini-computer, au fost prezentați și în Moldova. Ce părere au experții IT din țara noastră despre utilitatea acestui dispozitiv? Aflați imediat! Producătorii gigantului IT Google continuă să optimizeze proiectul Google Glass, ochelarii inteligenți care transmit pe lentile informații în timp real, permițând persoanei ce îi poartă să transmită mesaje cu ajutorul comenzilor vocale, să facă poze și să înregistreze secvențe video. Pentru a înțelege mai bine cum funcționează noua invenție, echipa Stil de Viață a făcut rost de o pereche procurată recent de un tânăr din Republica Moldova la o expoziție din Statele Unite ale Americii și am apelat și la ajutorul specialiștilor în domeniu. Ne-am convins de faptul că aceștia nu sunt ușor de utilizat, iar odată ce începi să folosești noi Google Glass, ai nevoie de puțin timp ca să-i configurezi și să te obișnuiești cu ei. OK Glass. Send message. No contact sound. OK. OK Glass. Google Glass este un gadget foarte tehnologizat, deoarece aduce un întreg mini-calculator la purtător. Este unul din dispozitivele care se dorește îmbrăcat chiar pe capul utilizatorului. Are o cameră, are de fapt un întreg proiector care proiectează imagini pe ochiul drept. Are un senzor touchscreen de-a lungul panoului din partea dreaptă și are un buton special care ne permite să facem poze sau să luăm imagini video dacă ținem pe el apăsat mai mult de 2 secunde. În același timp are un meniu interesant cu numele de Google sau OK Glass și răspunde și la apeluri vocale. Dacă zicem OK Glass, el o să activeze meniul și aici o să începem să alegem o setare din meniul respectiv. Trebuie să menționăm că are un buton special care se numește Glass și ăsta cred că este senzorul care înțelege dacă este îmbrăcat sau nu pe cap. Noi am avut ceva dificultăți cu în a porni meniul din cauza că așa s-a primit forma capului, este nu se pliază perfect cu acest buton. Probabil că ar trebui ca Google să regândească și alte dimensiuni sau să pună acest buton mai aproape de partea care vine lângă ochi. Inventatorii acestui gadget promit o experiență mult mai comodă și naturală la folosirea serviciilor pentru care apelăm de obicei ecranul unui smartphone, asigurând ca informațiile relevante să fie vizibile permanent în câmpul vizual. Este un dispozitiv care se dorește folosit în primul rând atunci când există o conexiune la internet activă, deoarece atunci poți beneficia de toate utilitățile sale. Ochelarii se pot conecta la internet prin Wi-Fi sau, de exemplu, cu ajutorul unui telefon mobil, conectându-se la Bluetooth. Având conexiune prin Wi-Fi, putem să activăm locațiile, iar prin intermediul unui comenzi vocale să aflăm direcția către un loc anume. Putem să ne jucăm descărcând diferite aplicații, să facem o poză sau să transmitem un mail sau SMS. Acest dispozitiv Google Glass nu își permite să înlocuiască telefonul mobil, mai degrabă că este un strat deasupra acestuia și își are utilitate atunci când nu necesită mâinile, spre exemplu, ca să fie controlat. Spre exemplu, este util atunci când facem anumite activități sportive, este suficient să fie îmbrăcat ca ochelari obișnuiți, putem să alergăm și el înregistrează tot felul de date de performanță, pentru că are giroscop, are senzori sensibili specifice activităților de fitness. Există o sumedenie și de probleme sau de întrebări pe care le creează din cauza că atunci când filmăm non-stop în continuu viața pe care o vedem noi prin ochii noștri, inevitabil intrăm și în spațiul privat al altor persoane, ceea ce naște întrebări, disconforturi sau anumite pretenții. Specialiștii Google Glass au prezentat de curând un nou concept al dispozitivului care ar putea să aducă inovații în medicină. Astfel, ochelarii inteligenți sunt conectați la un sistem care transmite doctorului datele pacientului, precum și istoricul său medical. În acest mod, este facilitat accesul medicului la informațiile clinice importante, fără ca acestuia să-i fie perturbată atenția. De asemenea, medicul poate supraveghea semnele vitale ale pacientului de la distanță sau poate solicita asistența medicilor din alte sele. Deci este cazul că tehnologia poate să ne ajute, ori poate să ne încurce. Spre exemplu, în operații medicale poate să fie un lucru foarte important de realizat, pentru că unghiurile la care se filmează exact atunci când privește ochiul în direcția corectă nu se compară cu o cameră care stă undeva și merge
tot cu altă, într-o altă direcție, în alte unghiuri. Google Glass ar putea fi folosit și de cei care au probleme cu vederea. Asta după ce cei de la Google au demarat mai multe colaborări cu firme specializate, astfel încât aparatul să poată fi folosit și cu lentile cu dioptrii. Google Glass a fost prezentat recent și în Republica Moldova.